Dragilor, iată secvența aceea în care îndată ce trântorul taie căpăcelul, dacă se află cumva femeia de Varoa, aceasta iese prima împreună cu fiicele sale. Uitați-o, a luat un pic, a bătut soarele în ea și este epuizat. Nu-i place așa să fie chiar părpolite cu... O stat el la plajă acum, s-a terminat. O alta aici, vecină. Ia să vedem și pe asta. Sper că vă arat bine. Ia să vedem dacă ea mai mișc. Concret, cum se întâmplă? Deci în clipa în care taie căpăcelul, dacă cumva se află aici trântorul, trebuie să iasă și femeia de Varoa. Da? Femeia, adică mama cu fiicele sale, n-ar mai fi ajuns să fie chestia asta. Mare bătaie ca fiind. Aici am tras o leacă pe deasupra. N-am mai ajuns la timp, e drept, din nou n-am mai ajuns la timp, jumătate au ecluzionat. Deci acolo unde s-a aflat, a fost infestată cu Varoa, au ieșit odată cu trântorii care iată acum se strădă foarte tare să iasă cât mai repede din celulă. Dacă ar fi fost acum, ar fi cerut ajutor la albinuții. Am văzut câteva femeile care au intrat înapoi. Și am văzut ce pericole afară cu soarele le frigea. Intră de repede în celulă. Acolo ieșeze trântorul, s-a dus la adăpost. Da? Iată cum taie aici. Din nou taie. Și el a avut coconul țesut. Taie acum. Și îndată ar fi și femeia de Varoa. Sigur că asta e a treia ramă care o am aici. Da, din nou. Trebuie să-mi fac autocritica. N-am ajuns la timp. Trântul arată destul de bine. De regulă e cu handicap când e parazitat. Ia să mai vedem dacă se mai află femeile de Varoa pe aici. Da, iată că una aici, dragilor. Vedeți, să-ți vedem dacă vă aș fi obiectul bine. Nu-i mult deloc mulțumit. Ia să vedem de ce nu-i mulțumit. O prăjută soarele. Iată că se mișcă totuși. Totuși, bazaconia se mișcă. Nu-i moarte. După ce ar trebui să facă un control foarte interesant, ar fi să tai tot și să bat să văd pe o hârtie albă. Asta este testul, asta este testul care îl facem. M-a spus atunci când am fost infestat puternic, eram pe o singură, dintr-o singură celulă, erau 7-8 femele. Probabil că pare ce era un dezastru, pentru cum iese el acum. Băi, bine ai venit. Dar știi că viața ta e scurtă. Aici, în celulă, se află rezidurile, tot ce a însemnat perioada asta de transformare din nimfă în adult. El arată, că vedeți, e complet, cu aripi, cu tot, arată bine. Sigur că eu n-am să-i păstrez, am să-i dau la păsărele acum. Tai din el, îl tai și le voi da păsărelor. Nu trebuie să mă duc, am lăsat stupul deschis. Motivul a fost ăsta, să vedeți concret. La momentul în care iese larva, ies și femeile de Varoa. Mai vedem încă o dată pe asta, pe femeile asta. Ia să vedem așa. Iată că se mișcă. S-ar duce la adăpost să-l frige soarele. Băi, tu soarele tău, dar... Nu zic, mă aud. Iar zice eu ceva așa mai dur.
Mă intrat pe ochi, uitați așa cum se mișcă pe buza celulei. Sunt înnebunite. Că... El acum așteptau să găsesc albinuțul, ca picioarul ei, sugeau limfa de acolo. Da, acum este nemulțumită, complet nemulțumită. Ce se întâmplă ei acum? Ia să vedeți ce se întâmplă ție. Baza ponii. Hai să o punem la soare, să se simtă bine. Ia să vedem ce faci. O frigi, temperatura mare. S-a terminat cu binele. Fugi? Figură ce ești tu. Ce bătaie de cap mi dai nouă acuzor lor. Dacă aș avea posibilitatea de vă îndinți, v-aș strânge. În dinți așa scârbii ce sunteți. Da. Sper să vede. Deși e maroniu pe maroniu. Cum e? Te oprezeți? Crezi îngătată? Hai, mă, mișcă-te. Fugi în toate direcțiile până rama. În toate direcții fugi. Da, am treabă, dragilor, vă... Ia să zic dacă se poate omorâ. Iată că sper că am omorât-o. Nu puteam să las-o. Da. Urmă și... Scopul meu a fost ăsta, să vă arăt concret cum, în momentul în care se taie căpăcelul, cum ies femeile de varoa. Și așteaptă repede să se cațere cineva, o albină, și să-și vadă de treabă. Iată aici o chestie care trebuie să vă arăt. A încercat să taie. Fie epuizată larva asta. Că vedem că e aici o gnitură pe aici. Fie și deja minuni. Minuni. Cum a tăiat o leacă, cum ele așteaptă, deschidă ușa și așa fugite. Da, ne oprim aici. La revedere, dragilor.